Noi mijloace de pregătire practică au fost introduse la școlile de poliție. La Câmpina, studenții au la dispoziție și un simulator auto pentru a învăța ce să facă în caz de accident. Tinerii au parte și de noi exerciții care au fost introduse din anul 2022. Cu toate acestea, profesorii admit însă că timpul de un an dedicat pregătirii este insuficient pentru pregătirea viitorilor polițiști. Mai la cap, la gât. Nu iese. La școala de agenți de poliție din Câmpina a fost adus un simulator auto pentru a învăța pe viitorii polițiști cum să reacționeze în caz de accident. Simulatorul îi ajută pe elevi cum să procedeze pentru a scăpa cu viață din autoturismul răsturnat. Mai exact, aceștia trebuie să se sprijine de tavan cu capul și antebrațul, iar apoi să scoată centura de siguranță. Elevii sunt învățați și să conducă preventiv, însă timpul alocat acestor pregătiri este unul mic. Instructajul la nivelul unităților de poliție se desfășoară în prezent sub forma unor stagii de pregătire în care polițiștii, în raport și de specificul structurii în care lucrează, desfășoară elemente de pregătire practică, tragere, conducere defensivă cu autovehiculele din dotare, tactică și tragere. Bugetul de timp alocat diferă în raport de specificul muncii. Norma de pregătire pentru polițiștii operativi, cea mai largă categorie de solicitare fizică din Poliția Română, alocă un buget de timp de 6 ore săptămânal. Iar după ce reușesc să treacă de școală, polițiștii sunt pregătiți în județele în care sunt trimiși. Cu sprijinul profesorilor, dar și a instructorilor, desfășoară activități de pregătire fizică, autoapărare, tragere cu armamentul din dotare, tactică polițienească, informații pe care le dobândește în școală, pregătirea lui continuă la județe, completând ulterior cu sprijinul instructorilor pe care îi avem la nivelul fiecărei unități teritoriale de poliție, procesul de pregătire în mod aplicat, integrându-l treptat în specificul muncii de poliție, specificul liniei de muncă.